Împlinește 23 de ani Hlezdak și a jucat cu Corvinul în cupele europene, împrumutat fiind de la UTA. Poziție bună și un șut care putea să fie mai aproape de poartă. Ca idee, așa trebuia să dai minge. Omondi, Eric Omondi, kenianul. Om de națională și el da bine. Naționala Keniei este una dintre naționalele slăbuțe din Africa. Nici o ocazie, timp de 26 de minute. E drept că Dinamo n-a avut nicio ocazie în meciul de campionat cu FCSB. Iată aici o minge care sare la Poitin și este gol. Ce înseamnă să fie eficient? O minge respinsă mai slab de Conte. Poitin dă din prima și înscrie al cincelea gol al său în acest campionat. 1-0 Dinamo. Primul șut pe poartă. Primul gol. Popa degajând cu năduf mingea spre centrul terenului. Iar Politic și arată încă o dată valoarea, clasa. Șut din drop, perfect plasat. Are Redic motive să fie supărat. Are motive. Adică nimic anunța acest gol. Fă și tu deosebirea între șutul ăsta lui Politic și șutul încercat de Omondi un minut mai devreme. Da, cred că vinovați sunt scoși Hlezdak și Van Durman. Ei sunt oamenii care trebuie să fie pe respingere aici. N-au fost, a fost Poetic și golul e frumos. La scorul ăsta, Dinamo e pe 2. Caută mereu axul terenului. Niaure. Atac periculos, venit acolo în văluire Luna, șutul bun al lui Politic, mingea la Olsen și apără Popa, șutul lui Abdallah. Asta este o ocazie importantă. Cam dezorganizată UTA în flancul stânga la apărării, adică erau trei jucători al Dinamo acolo, unei rivale în campionat. Aici este acțiunea lui Omondi, mingea ajunge la Mabea, care centrează și, oh, Costache era să înscrie împotriva lui Dinamo. Este o mare ocazie pe care o are UTA, mare de tot. Oare încep să apară semnele de slăbiciune la Dinamo? Foarte bună pasă dată cu pieptul de Costache. Tot el așteaptă centrarea. Patrick se dezechilibrează, săracu. Ajunge mingea la el, da. Și lovitura de cap trece puțin Golubovici. Pasă lunga lui Pulolo. Mingea a doua câștigată de Hrezda, care încearcă angajarea lui Costache. Oh, gol! Nu știm. N-a intrat? N-a intrat. Wow, n-a intrat. Wow. N-a intrat, mai trebuiau vreo 5 cm. Asta e o ocazie monumentală. Cred că faza se judecă. Ce ocazie! Nu se mai judecă. Vuletic, cred că Vuletic se citește. Da. Un argentinian. Și de asemenea va intra João Pedro. Nu sunt români. Iată, să vedem faza. Iată reluarea. Da, na, nu cred că ai tot. Și nu prea ce să-i reproșez lui Kadiri, pentru că era acolo Sivis care îl marca, a reușit să înțepe mingea. Parada lui Golubovici este însă senzațională. Și asta place suporterilor lui Dinamo la acest Selmani. Oh, oh. Cred că e corner. N-a atins-o? Așa mi s-a părut.